Astăzi, la împlinirea 100 de ani de la Marea Unire, preasfințitul părinte Ieronim Sinaitul, episcop vicar patriarhal, a săvârșit primul Tedeum de Ziua Națională a României în Catedrala Mântuirii Neamului. Ierarhul a vorbit cu acest prilej despre privilegiul generației noastre de a putea mulțumi lui Dumnezeu în Catedrala Națională pentru toate binefacerile primite de la el în cei 100 de ani. Prin multă înțelepciune și prin o deosebită lucrare pe care poporul nostru și oamenii aleși ai vremurilor acelea au împlinit-o, au ajuns la marele act de la 1 decembrie 1918, care s-a derulat la Alba Iulia. Și iată, astăzi avem bucuria, în urma strădanilor de veacuri ale românilor, în Catedrala noastră națională, să săvârșim prima slujbă de Tedeum de Ziua Națională în cinstea României Mari, cu ocazia împlinirea 100 de ani de la realizarea acestui vis. Și chiar dacă trupul țării încă sângerează, nu înseamnă că nu avem o perspectivă, nu înseamnă că dorințele noastre, că năzuințele noastre de mai bine s-au oprit undeva și ele au o perspectivă, așa cum am ascultat și în rugăciunea de Ziua Națională pe care am rostit-o în cadrul Tedeumului. Este o realizare deosebită a Sfintei noastre biserici și trebuie să felicităm pe înaintașii care au avut gândul de a concentra într-o construcție monumentală și simbolică jertfele și năzuințele noastre. Preasfințitul părinte Ieronim Sinaitul a îndemnat cu acest prilej să nu ne uităm istoria, să ne cinstim înaintașii și să-i comemorăm cu recunoștință pe eroii neamului. Chiar dacă am mers departe pe Mapamond, nu trebuie să uităm țara noastră, nu trebuie să uităm năzuințele noastre, nu trebuie să ne împuținăm ca neam și să ajungem să diminuăm prezența noastră în această țară pe care au prețuit-o atât de mult înaintașii noștri cu o jertfă care s-a înscris nu numai în Cartea de Aur a țării noastre, dar s-a înscris și în Împărăția lui Dumnezeu. Pentru că lupta pe care au dus-o înaintașii noștri pentru libertate, pentru demnitate, pentru neatârnare, este o luptă sfântă. Trebuie să nu uităm că a ne cinsti înaintașii, a ne cunoaște istoria, a ne onora credința și limba strămoșească este foarte important. Felicităm țara noastră și biserica noastră și pe prea fericitul părinte patriarh Daniel pentru înfăptuirea acestui simbol, unde sunt comemorați eroii noștri, dar unde se cinstește și momentul care a fost numit poetic de unii sau alții, momentul astral al poporului nostru când s-a realizat unirea tuturor românilor în granițe naționale și poporul nostru a dobândit neatârnarea deplină. La mulți ani Biserică Ortodoxă Română, la mulți ani popor credincios al lui Dumnezeu, la mulți ani România, la mulți ani românilor din țară și de pretutindeni și să nu uităm să cinstim pe cei care s-au jertfit pentru înfăptuirea Marii Uniri, pentru ca în felul acesta să ducem mai departe peste veacuri idealurile lor. În toate bisericile din Patriarhia Română s-au oficiat astăzi slujbe de Tedeum cu prilejul Zilei Naționale a României. La ora 10, clopotele tuturor locașurilor de cult ortodox au fost trase timp de 3 minute.